Bună seara! Bine v-am găsit la interviuri de 5 stele. În această seară am să vă fac cunoștință cu un artist independent. Eu i-aș spune mai degrabă un artist eliberat. Își spune bocitoare de rit bizantin. Eu i-aș spune zână samurai. De ce? Pentru că are un fabulos registru muzical atât de spectaculos încât a fost comparată la un moment dat cu Maria Tănase, altă dată cu Edith Piaf. Are în asemenea măsură o stilistică absolut diversă, încât poate să abordeze stiluri muzicale incredibile, de la folclorul european, care nu este doar românesc, este bulgăresc, aromân, țigănesc, până la cel corsican, spaniol, francez sau portughez. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint în această seară pe Maria Răducan. Bună seara, Maria! Bine ai venit! Îți mulțumesc foarte tare! Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat! Prezența ta în această seară este o mare bucurie. Știu că ai făcut un efort să vii, pentru că ești răcită. Ești răcită tare! Și chiar este o curiozitate, cred că împărtășită de mai multă lume. Ce face un artist care când trăiește răcește prin vocea lui atunci când răcește? Păi, eu sunt răcită de 3 săptămâni, cu tuse măgărească și momente în care îmi dispare vocea cu totul. Și recent am experimentat și cum e să rămâi fără auz. Și totuși nu am anulat un concert. Am avut acum câteva zile concert la Teatrul de Artă. Cred că după prima sau a doua piesă le-am spus celor din sală că sper din suflet să nu am un acces de tuse care să-mi compromită cu totul concertul, și la un moment dat, pentru că era atât de liniște și nici măcar între piese nu băteau din palme de absorbiți ce erau, la un moment dat i-am întrebat: nu e prea rău ce se aude, nu? E ok? Și neauzind, probabil mi-au răspuns mai mulți deodată, am întrebat: e ok? E extraordinar, spune cineva din ultimele rânduri, și un alt domn zice: am stat aici și v-am asculta o noapte întreagă. Și am zis: bine, atunci continui. Oamenii sunt îndrăgostiți de muzica ta, dar oamenii sunt îndrăgostiți mai ales de autenticitatea ta, de sinceritatea cu care abordezi și meseria pe care o ai, dar cu care îți place să comunici cu oamenii. În afară de această splendidă imagine boemă și expresivă și sensibilă și intensă, de foarte multe ori profundă, caracteristica ta principală cred că este această sinceritate, această autenticitate manifestă. Ce ai sacrificat, Maria, pentru a-ți păstra această autenticitate și această sinceritate a artistului căruia nu-i place să fie conformist? Chiar anticonformist, aș putea spune. Da, anticonformist cu o față umană. Umanistă și feministă. Și multă înțelegere față de oameni. Ce am sacrificat? N-aș folosi cuvântul acesta, okay. Dar recunosc că oamenilor ca mine le este mai greu să se împrietenească. Am prieteni puțini și sinceritatea e un cadou pe care nu-l putem face tuturor, ci doar celor foarte apropiați, în cazul meu și publicului. Autenticitatea. Sunt un om sincer și cel mai mult îmi este teamă de acele circumstanțe
în care mi este inevitabil să mint. Pentru că am parte și de astfel de situații. Este îngrozitor. Este îngrozitor. Este ăsta cel mai greu lucru pe care trebuie să-l faci? Da. Da, da. E o cumpănă. De câte ori sunt nevoită să mint sau să omit adevărul. Asta este unul dintre cele mai grele lucruri, pentru că sinceritatea la un moment dat și păstrarea autenticității te-a făcut probabil să renunți, cred, și la prietenii, poate chiar absolut, și la propuneri absolut de colaborări. Exact, poate așa. Chiar și la locuri care te-au invitat să cânți. Exact sau așa. Sau proiecte în care ai și fost chiar invitată. Și la emisiuni la care am fost invitată să particip. Și nu am participat pentru că am simțit că nu se vrea o Maria Răducanu așa cum e ea. Ci o imagine a unei artiste. O imagine și o supunere ale canoanelor emisiunii respective. Și atunci nu m-am dus. Am acceptat să vii la interviuri de 5 stele. Vă mulțumesc foarte mult. N-am văzut mult din ce faceți, dar am încredere în dumneavoastră. Îți mulțumesc foarte mult. Spune-mi, care sunt celelalte provocări ale unui artist de jazz în viața de zi cu zi, dar și în cariera profesională în general? Care sunt provocările care te... Este o provocare de zi de zi să-ți fii propriul manager. Toți artiștii independenți vă vor spune asta. Să fii propriul tău manager, să ai propriul program, să ai propria rutină, astfel încât în ziua cu tare să fii cât se poate de pregătit și să-ți onorezi concertul. Să și performezi la nivelul de calitate pe care un artist autentic și sincer vrea să îl prezinte. Stabilești, da. Să n-ai susținerea unui om de PR care te vinde într-un fel sau altul. Deci este și această, nu numai că îți ești propriul manager, tu îți faci programul, tu stabilești, iată, marea libertate este aceea că nu-mi poate impune nimeni un repertoriu și cânt ce-mi place. Asta e marele câștig, nu cânt decât cântece care ajung să-mi fie extrem de apropiate. Ne întoarcem la repertoriu. Care sunt celelalte provocări? Sunt provocări de genul locurilor în care artiștii de jazz cântă? Condițiilor în care probabil își desfășoară activitatea, modul în care sunt plătiți, poate modul în care sunt promovați de media? Absolut. Toate aceste provocări există. Nu știi niciodată și nici nu te poți asigura niciodată suficient că în clubul respectiv totul e pregătit să te întâmpine, că s-a făcut o bună promovare. Că e destul de cald. Că e destul de cald, mă gândesc. Exact, lucrurile prea din acestea fum. Mici, că nu e fum, că locul e bine aerisit, că e suficient de cald, că ai sunetist sau nu ai, și așa mai departe. Sunt o mulțime de semi-necunoscute cărora ești pregătit să le faci față. Cred că este o mare provocare pentru un artist independent și un artist de jazz să aibă tot timpul această capacitate de adaptabilitate și să fie tot timpul atent și deschis la lucrurile care se pot întâmpla. Că... Da, la toate neprevăzutele. Și în același timp să rămână axat și cu atenția întreagă asupra actului muzical, care e esențial. Vorbeam despre repertoriu. Cum îți alegi repertoriu? Este atât de divers.
Și modalitatea ta de abordare a lui este absolut unică și personală și te identifică cu asta. Chiar la un moment dat mi se părea extraordinară discrepanța între cât de puțin tu te promovezi și ce succes are Maria Tăriducanu de regulă. Culmea este că așa este. Se face promovare absolut puțină. Senzația mea este că publicul are un soi de telepatie vis-a-vis de modul și locul în care se întâmplă concertul. Da, în care urmează să cânt și că e acolo mai mult telepatic decât pentru că a văzut nu știu ce afiș sau reclamă sau a citit. Este clar, oamenii sunt îndrăgostiți de această versatilitate a ta senzațională. Cum îți alegi repertoriul? Păi, ca și prietenii, cântecele pe care le cânt trec printr-un proces de împrietenire, printr-o perioadă de incubație destul de lungă. Foarte puține dintre piesele pe care le cânt au devenit piese din repertoriu de la o zi la alta. Trebuie să te cucerească cineva, ca și exact. Trebuie să te cucerească și o piesă, bănuiesc. Da, nu cânt tot ce-mi place. Anumite lucruri care simt că și au locul în mine și în vocea, dar mai ales în sensibilitatea mea, doar acele piese ajung să fie piese de repertoriu. Sensibilitatea ta, sensibilitatea muzicii jazz sau sensibilitatea artei e supusă în această perioadă unei lipse de atenție din partea multor oameni, dar din păcate din partea tinerilor. Cum facem să aducem tinerii către jazz, Maria? În mod iar cu totul surprinzător, la concertele mele vin foarte mulți tineri și copii. Într-o sală de spectacol Maria Răducanu găsești de la copii de 3-4 ani, trecând prin tineri de diverse vârste, studenți, oameni realmente proaspeți, și cred că lotul de vârstă cel mai mic îl formează oamenii de vârsta mea, să nu le zic înaintați în vârstă, trecuți de prima tinerețe. Surprinzător! Da, e surprinzător. Cred că pe tineri exact acest lucru îi atrage. Cu siguranță nu dau de mine cu prea mare ușurință, dată fiind lipsa de promovare. Dar iată, din vorbă în vorbă vin la spectacole și sunt cei mai entuziaști. Cei mai entuziaști, ei sunt cei care la rândul lor vorbesc despre tine altora. Exact. Și vin la sfârșitul concertului și îmi spun ce mult însemn pentru ei și că mă au drept model. Sper că nu mă au drept model. Sper că păstrează din mine doar acest fior al cuiva foarte sincer care își pune inima pe tavă prin cântece. A fost sau este o colaborare la care tu visezi și ți-ai dori să se întâmple? Sau un concert într-un anumit loc? Îmi doresc în continuare să mi se întâmple multe lucruri, dar fără fixație legată de loc sau de circumstanțe. Îmi doresc ca anul acesta să fac un pas înainte în colaborarea pe care deja o am de zeci de ani cu colegii mei germanici, cei pe care îi vedeți în
în majoritatea colaborărilor, filmulețelor, da, de pe YouTube. Deci cu această echipă, doi germani, un suedez, un american, îmi permit să dezvălui, deși niciodată nu vorbesc despre un lucru decât eventual când s-a întâmplat deja. Știți acel film făcut de mare Teraniu Corsica? La începutul lui martie voi avea o nouă filmare după aproape 15 ani. Voi avea o nouă filmare cu americanul Chris Dahlgren, pianistul Nico Meinhold, bateristul Michael Greener și suedezul Christer Jonsson. Mulțumim foarte mult! O să ne uităm la tine pe social media, că exact, acolo se mai întâmplă să mai promovezi. Eu promovez, da, și în ultima vreme chiar am început să mă autopromovez, trecând peste rușine sau senzația că bat pe cineva la cap. Sau că ești prea stridentă, sau că ești prea zgomotoasă, am înțeles. De câte ori anunț un concert? De câte ori simt dacă nevoia? Dacă eu îl anunț, cine să-l anunțe? De câte ori simt nevoia că trebuie să o fac, o fac acum, pentru că în continuare primesc mesaje pe diverse căi de la oameni care spun: acum v-am descoperit, cum este posibil așa ceva, cum de n-am știut de dumneavoastră atâta vreme, și așa mai departe. Deci, cred că autopromovarea, acum îi sfătuiesc pe cei din Breșa și din branșa mea, autopromovați-vă fără rețineri. Niciodată nu e în plus un anunț despre un concert. Dintre 30, 40, 50 de oameni care vor trece plictisiți peste anunțul acela, vor mai fi 5, 6, 7, 8, 9, 10 care se vor bucura că v-au găsit și că știu că urmează să cântați. Autopromovați-vă, pentru că așa veți ajunge la oameni, așa veți ajunge să aveți publicul vostru. Mă bucur foarte tare că faci acest îndemn, pentru că este o muzică pe care la un moment dat mulți dintre noi o considerăm de nișă, probabil nepregătiți, să o ascultăm, probabil nepregătiți destul muzical. Este să o putem muzică să fi... de nișă. Pe de altă parte, conține atât de mult firesc și atât de multă sănătate și artistică, iubire și sentiment. Și sănătate. Ce poate fi mai sănătos decât să alegi un cântec pe care între timp ai ajuns să-l iubești și să-l cânți în cel mai simplu mod, cu putință? Asta e sănătate curată ca demers. Sănătatea trebuie să devină și ea infecțioasă. Ce face Maria Răducanu când nu cântă? Ce Maria faci când... Răducanu când nu cântă, face curat, face ordine, gătește, este mama, spală rufe, este mamă, citește, se uită la televizor mai nou. De vreo 3 luni de zile mi-am reconsiderat relația cu televiziunea și mă uit la televizor. Care este relația ta cu actualitatea? Cu temele de actualitate care nu sunt întotdeauna favorabile, de genul politică, război, transgender și altele, subiecte pe care le găsești în media. Care e relația ta cu ele? Sunt, ca să zic așa, adusă la zi și conectată la această realitate despre care vorbești cât se poate de mult. Ascult radio foarte mult. Păi ce pot să spun? Că sunt profund conștientă de vremurile pe care le trăim,
de proximitatea unui război sângeros, care înseamnă refugiați, dezastre pe care, despre care auzi zilnic, morți, răniți. Și cum sunt văzute astea de Maria Răducanu, mama? Păi, cum ar putea fi văzute? Nu cred că își dorește niciun părinte ca ai lui copii să fie prinși în, în frageda tinerețe de orori ca pandemii, război. Ce să mai zic despre corectitudinea politică în care învățăm, apropo de transgender, e o realitate. Nu putem rămâne neinformați, nu putem să nu ne dăm subiecte de reflecție legate de această realitate. Eu aș numi o nouă. Așa cum se întâmplă lucrurile azi, nu s-au mai întâmplat. Nu poți decât să-ți faci temele și să te informezi în cel mai de bună credință, mod cu putință. Vreau să te scot din zona aceasta și să te așez într-o zonă în care te simți confortabil. Vinil sau CD? E mai puțin important. Adică eu le-am făcut pe toate târziu. Am debutat cu CD târziu, în 2002, când nici nu aveam un CD player, am scos primele mele două CD-uri. Nici nu-l puteai asculta acasă, nu? Exact, mi-am făcut casete, am făcut copii și mi-am ascultat CD-ul prima dată pe casetă. Acum, în continuare, am două CD-uri care au rămas nedistribuite. Unul mai vechi, relansat în 2004, Pure Music, și unul mai nou, lansat în pandemie, în 2020, pe care le ofer uneori după concerte, după concertele care mie îmi par faine. Îndrăznesc să le spun oamenilor, am câteva CD-uri de vânzare și CD-urile se cumpără. Știu că moda CD-urilor a trecut, dar n-a trecut. E în paralel cu stick-urile, cu... N-a trecut nici moda CD-urilor, nici moda vinilurilor. Știi că la un moment dat era această presiune a faptului că CD-urile la un moment dat ar putea înlocui vinilurile? Nu. Nu, le-am înlocuit. Acum merg în paralel. Și există suficienți oameni care își pot asculta CD-urile în mașină și mai există CD player-uri prin casă. Deci nu simt, sunt întrebată din când în când, când scoateți un vinil? O să scot la un moment dat. Când o veni momentul potrivit. Exact, la momentul potrivit. Cel cu colindele de Crăciun? Cel cu colinde este unul din cele două prime CD-uri ale mele din 2002. Poate o să fac o reeditare? Sigur. Poate. Mai ales că ai avut atât de mult succes cu concertele pe care le-ai avut la finalul anului trecut. Da. Cred că oamenii și-ar dori să te aibă și pe vinil. Va fi și vinil. Fără grabă, fără presiune. Nu mai avem multe minute din emisiune, îți vine sau nu să crezi. Mai sunt vreo 10 și mi-ar plăcea să trecem prin niște întrebări rapide,
în care să descoperim Maria pe care până acum probabil n-am putut să o descoperim în celelalte intervenții ale tale de la televizor sau în articolele și interviurile pe care, în care ai fost personaj principal. Bine? Da, sunt gata. Bun. Ce ai face mâine dacă ar sta în puterea ta? Ai o putere nelimitată, ai o super putere. Ce ai face mâine? Aș face o mulțime de lucruri, dar lucrul care îmi vine acum în minte este legat cu egală gravitate de situația învățământului românesc și de situația spitalelor românești. Dacă aș avea o putere, o super putere, aș face în așa fel încât cadrele din învățământ să treacă printr-un uluitor și rapid proces de iluminare, de recalificare, de recalibrare, astfel încât școala să devină într-adevăr acel loc în care copiii să meargă cu dragoste și să se întoarcă acasă setoși de cunoaștere și setoși de a face lucruri bune. Locul în care se construiesc niște copii? Tinerii, da. Pentru un astfel de loc aș vrea să se îmbunătățească, dacă se poate, peste noapte. Continuăm. Care este cea mai dureroasă lecție pe care ai primit-o până acum? Cea mai dureroasă lecție pe care am primit-o până acum este că nu poți, din păcate, în niciun fel interveni în nefericirea copiilor tăi. Mulțumesc foarte mult că mi-ai oferit un asemenea moment de vulnerabilitate și de sinceritate. Nici nu mă așteptam, nici nu ne așteptam la altceva din partea ta. Ce faci tu când nu faci nimic? Când n-ai de, când nu trebuie să mergi acasă, când nu trebuie să gătești, când nu trebuie să fii Maria artistul, când nu trebuie să fii Maria mama? Ce faci când nu faci nimic? Wow! Am o imaginație foarte bogată și 90% din timpul meu îl ocupă caii verzi pe pereți. Nu mă plictisesc niciodată de a mă gândi la diverse lucruri și de a-mi imagina diverse lucruri. E marea mea sursă de, cred că de viață. Trăiesc foarte mult în imaginație. N-am reușit să mă epuizez. Este viața niciodată unui artist, probabil de acolo vine energia ta. E posibil. Acolo mă joc, acolo se întâmplă tot felul de lucruri. Când ai fost cea mai fericită? Cea mai fericită am fost când copiii mei erau mici și alăptam și le spuneam povești. Lucrul ăsta s-a prelungit, perpetuat și după ce am alăptat. Dar perioadele de alăptare au fost pentru mine fericire absolut pură. Care sunt plăcerile tale vinovate? Păi eu o să vorbesc despre marea mea neplăcere vinovată și asiduă, care se numește fumatul, și vă rog, nu vă apucați de fumat, nu fumați, este o prostie, vinovată. O neplăcere vinovată, că nici măcar, nu știu de ce, nu știu cum s-a lipit de mine, destul de recent fumatul. Plăcere vinovată. O lăsăm aici. O lăsăm aici. O lăsăm numai pe asta. O lăsăm aici. Aș vrea să aflu de la tine top 3
voci românești feminine? Păi o să spun că din câte știu, din câte voci am auzit, mi se pare că perioada aceasta, anii aceștia, sunt anii cu cele mai frumoase, educate, sensibilizate, stilizate voci feminine. Nu cred că a mai avut România atât de multe vocaliste atât de bune câte are astăzi. Top 3? Da. Dar fără să le ierarhizăm, cum îmi vine în minte. Da. Nadia Trohin, Luiza Zan, Zeila Tomlin, dar simt că am lăsat pe din afară multe alte voci. Ar trebui să la fel de bune. Ar fi trebuit să acordăm puțin mai multă atenție vocilor feminine din România și îți mulțumesc că ai ridicat la plasă în acest moment. Da, nu au existat vremuri cel puțin trei mai prolifice. De ce îți este teamă? De ce îmi este teamă? De o mulțime de lucruri. Sunt un om plin de frici. Aș numi teamă în sensul grav exact acel lucru dureros pe care tocmai mi l-am mărturisit. Teama de a nu putea face nimic în nefericirea cuiva drag. Dar dacă vrem să sărim despre, de la gravitatea acestui răspuns, de ce mi-e teamă? Mi-e teamă să nu mă blazez, mi-e teamă să nu ajung să cânt pierzându-mi bucuria de a cânta, care este curată ca a unui copil. Și nu-mi garantează nimic și nimeni că e eternă, că o să mă țină... aș vrea să mă opresc din cântat înainte ca această bucurie să se epuizeze. Și ultima dintre întrebări, pentru că suntem pe final. Dacă ai scrie o carte a vieții tale, ce titlu i-ai da? Arta fugii mele e un... Ce frumos și ce expresiv. Da. Rămâne așa. Sper să nu fiu nevoită vreodată să-mi scriu memoriile, în sensul că sper să cânt atât de mult și să mă împlinească atât de mult a cânta, încât să nu se mai simtă nevoia unei cărți de memorii. Dar ăsta ar fi unul din titluri. Așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult, Maria. A fost o întâlnire revelatoare. Te-am descoperit altfel decât până acum. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai participat la interviuri de 5 stele. Mulțumesc. Și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră la interviuri de 5 stele. La revedere!